poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Suntem live și în direct, cum ar spune cineva, pe Facebook, pe toate frecvențele Europa FM. Ne puteți asculta oriunde pentru dublu sau nimic. Avem și astăzi 800 de euro pentru Tiberiu. Salut, Tibi! Din Craiova, bună dimineața! Bună dimineața! Tibi din Craiova. Din Craiova, da. Sperai să te sunăm? Poftiți? Da, orice om trăiește cu speranța. Mă bucur. Da. Ai mai fost pe la noi? Da. Niciodată. Mamă, bine venit! Tare. Bine v-am regăsit cu acest concurs. Ia zi, Tibi, ce-i cu tine? Pe unde ești? Cu ce te ocupi? Sunt acasă, lucrez la Ford în Craiova, sunt tura a doua și dimineața sunt acasă. Excelent! Da. Ție ți-ar conveni săptămână de lucru de 4 zile? Da, cred că ar fi weekendul mai prelungit și nu m-ar deranja să lucrez 10 ore într-o zi ca să am încă o zi liberă. Uite, Vlad, poftim. Na. Da. Mulțumim, Tibi, că ai participat și la sondajul nostru. Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Pe tema săptămânii scurte de lucru. Tibi, ești singur, înțeleg? Nu. E căsătorită cu copii. Fiul meu. A, e bine, a zis, super ajutoare. Deci ai ceva ajutoare. La 54 de ani scapă cineva nesurat. Corect, înainte, bravo. Mulți înainte să fii sănătos. Și înseamnă că ai și un fecior destul de mare cât să-ți dea o mână de ajutor în caz de... Da, e student în ultimul an. Excelent. La? Da, la automatică în Craiova. Ah, bun, bravo. Să știți că ați ascultat concursul de ieri? Așa, da, așa. Știu. În linii... Un băiat de 24 de ani a câștigat 200 de euro, s-a oprit. Și știa și pentru 400. Știa, da. Na, ghinion. Indiciu pentru... de inspirație. Indiciu pentru întrebarea a treia de astăzi, l-ați auzit? Nu, nu. Asta n-am e. N-am pus pe fază. Viața-i dură. Ce pot să vă spun e că, practic, promoția continuă, că am zis ieri că au fost întrebări mai simple de prima ediție. Și astăzi sunt simple, sincer. Adică puteți să vă duceți până la 800 fără emoții. Lejer. Ok. În mod normal, dacă lăsați emoțiile deoparte și dacă sunteți pe fază, atenție, îți spun și ție, cum spun de fiecare dată, când sunt mai mulți oameni implicați, răspunsul trebuie să vină de la tine, da? Nu să-l strige fiul sau soția. Știu. Și aveți grijă să nu pierdeți prea mult timp când vă consultați, că sunt 6 secunde toate, da? 6 secunde. Corect. Bun. Bine, Tibi. Corect. Gata. Zic să începem. Începem. 100 de euro. Tibi, o întrebare foarte simplă de încălzire pentru 100 de euro. Da. Câți dinți canini avem în total într-o dantură umană, normală, sănătoasă? 2. Pe stânga sau pe dreapta? Stânga-dreapta. Păi, sus sau jos? Sus. Dar pisoiul câți canine? Ai animal? Ai vreo pisică. Păi și pisica câți canini are? Nu i-am numărat. Da. Se vede. Hai de motiv. Doi canini. Ia numărai acum. Ia. Unul în la pisică sau la mine? La tine, la tine. Și la pisică. La... Umă. Păi caninii cresc și nu numai de sus în jos. Mai crești de jos în sus. Înțelegi? Da. Cum mă rog. Păi, cum mă rog? Patru canini avem. Doi pe stânga. Da, eu poate sunt mai special, am decât doi. Unde? Nu mai sus. Unde? Ceilalți au căzut. Și jos ce-au pățit? Probabil. Păi nu, câți au mai rămas, era întrebarea. Da. Câți? Da. Hai mă. Oh, hai mă, Tibi, mă, și... și fiul și soția, tot așa cu doi canini. Fiul nu are decât doi, că doi și i-a scos. A fost nevoit să-i scoată. Eu de-aia m-am gândit la el. Am înțeles, îmi pare rău că a pățit asta. Bătăuși. Da, asta este. Da, nu mă așteptam. Ce să zic, mă, Tibi, îmi pare rău, lasă că poate altă dată ne mai întâlnim. Se pare că nu sunt făcut să câștig bani fără să muncesc. Păi poți să o iei și așa, poți să o iei și așa. Eu cred că din cauza emoțiilor ai dat kicks azi. Da, se poate. Și oboseală, mă rog, mai multe adunate. Tibi, numai bine, Tibi. Succes data viitoare. Da. Ne auzim și mâine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa.
Europa FM.